se pun în pericol pe ieri, mai ales pe ceilalți. Polițiștii din capitală au prins mai mulți șoferi de autobuz care transportau băuți pasagerii. Unii dintre ei nu aveau asupra lor nici măcar documentele obligatorii. Nici călătorii nu respectau tocmai regulile instituite în această perioadă. În mai puțin de o oră, 10 dintre ei au primit avertismente sau chiar au fost amendați pentru că nu purtau mască de protecție în mijloacele de transport în comun. Vreau să prezentați toate documentele. Licența de traseu? Nu este. Sănătate? Nu mai bine, sigur. În această dimineață, în toată țara, echipele de la Brigada Rutieră au organizat filtre în trafic. Vizate au fost mijloacele de transport în comun. Foarte bun. Așa ar trebui să fie mereu. Ați mai fost oprit până acum? Ați fost testat? Sigur că da. Sunt călători care nu poartă masca de protecție în autobuz? Nu. Nu prea, nu. N-aveți conflicte cu ei? Nu, nu. Am luat asigurarea cu permisul? Sigur, uitați permisul, am asigurat așa. Am luat asigurarea cu permisul. Mașină, da. Bine. Aveți toate documentele în regulă? Sigur, da. Licență, ce vreți? Îți face datoria ce să... Asta este. Noi suntem șoferi, ei sunt polițai, că de... Fiecare cum a învățat. Controlele nu i-au vizat doar pe șoferi. Cei mai mulți dintre călători purtau masca de protecție, însă unii au fost prinși pe picior greșit. Haideți, vă rog să coborți. Aveți buletina dumneavoastră? N-aveți mască de protecție? Nu am. Nu știați că este obligatoriu să o purtați? Știu, știam. Haideți. Vă fi un amen, da? Haideți. Haideți să-mi dați toate datele. Dați-mi buletinul. Ia buletinul, doamne. Dați-mi buletinul. Nu purtați mască în autobuz? Dați-mi buletinul, doamna. Nu ați purtat mască în autobuz, corect? Nu dau niciun explicație. Păi și n-am mască, la gură, ce unde aveți, bă? Nu, că n-am aer! Unii au primit doar avertisment, alții însă vor fi nevoiți să plătească amenzi de câteva sute de lei. Au fost depistate mai multe nereguli și au fost aplicate și sancțiuni contravenționale. Printre neregulile constatate se numără și conducere sub influența băuturilor alcoolice. Atragem atenția tuturor conducătorilor auto să respecte regulile de circulație, atragem atenția șoferilor de microbuze, de autobuze, să se gândească în primul rând la siguranța lor, la siguranța pasagerilor și, bineînțeles, la siguranța tuturor celorlalți participanți la traficul rutier. Iar dacă de la 1 iunie autoritățile vor ridica cele mai multe dintre restricții, controlele poliției vor continua.